Hai, salut prețuri și bine v-am regăsit. Ia. Ne-am mișcat destul de bine. Am reușit să facem Suralău level 89. Mai aproape 18% să dăm 90 și intrăm și noi în beta. Mama e de treabă. Bă, dar ne-am mișcat foarte bine. Mi-am făcut rost și de ultima piesă de alchimie, respectiv granatul. L-am găsit astăzi pe zi. Gen, îi zi, granatul cu absorbită, cu 3.5, așa fix cu mâini. Îi, wow, am fost foarte, foarte, foarte mulțumit. Pe lângă că am reușit să facem Suralău level 89. Mai avem și aici una bucată de ninjalo pe drip, drop, draw, level 87, aproape level 88. O să-ți mai trebuiască să ies odată de V4 înainte să dau 90 și parcă aș încerca una bucată de prăjitoare. Ia să mai aruncăm niște săbiuțe să nu stricăm însângerata asta degeaba. Și așa, mamă, dar trebuie să mă apuc. La trebuie să mă apuc neapărat de skill. Mă omoară tăișul ăsta. Dar și mă doare sufletul când mă gândesc că trebuie să dau câte 10-11 milioane pe bucată. E jale. Level 90 on the way. Suntem la 98%. Da. O cam lua moleșeala, mă. Să-mi va piciorul. Cred că abia la dimineață o să intrăm în beta. Am zis să lăsăm la drop acum, na. Câteva ore tot mai adună ceva arme până una alta. Și na. Trebuie să vedem dacă am mai vândut ceva pe shop asta seară. Ia-i parola. Da. S-a mai dat una bucată de rubin. Ce mă face să dau rubinele? Avem 1, 2, 3, 5 rubine. Am mai trage pe dreapta încă 5 oni. Am mai putea face niște seturi, să mai băgăm și alte conturi la creație, dacă știi cum zic. Bă, acum ce să mai? Rămâne să ne auzim la dimineață. Ah, fain a fost cu colegător. Îl mai avem pentru câteva ore. Hai că s-a făcut dimineață. Avem 378 de ani pe dreapta și cam asta au adunat pentru câteva ore aici în SD3. Destul de drăguț. 32 de milioane. Așa drăguț. Dacă știi cum zic. Ținem alu niște RPG. Ținem dacă s-a vândut ceva. S-a mai vândut ceva de 22 de milioane. Avem o căruță de bani. Bă. Acum e dimineață, aș merge până în V3SO dacă nu găsim o vrăjitoare, înainte să mergem în beta. Ca să facem prăjitoarea noastră, ca să avem diamantul. Să luăm iarăși niște fasole după site, mă moară asta. Sau hai să vedem în bazar la ce preț o fi fasolea. Și avem fasolica la incredibilul preț. Zăm că ești ieftin în pana mea, că am cam săturat să o cumpăr după site. Păi nu mă lasă inima să dau atâta hală de bani pe fasolică, frate. 7, 4, 18, scumpe, bă, scumpe. Distribuim un aros de aici de la roată. A, uite-o, cu asta se face plus 4 și mai luăm 5, poate să pun doar din 5 fasole. Fasole. Așa. Granatul, până acum granatul m-a chinit un pic. Sperăm că nu-i cazul, că nu-i cazul la diamant. Așa, suntem la alchimist. Ia. Pac, pac. Rafinare. Am un gol în stomac în pana mea. Succes. 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 Ha. Succes.
Și succes, bine, o singură eșoare, mulțumesc frumos. Bun. Mai îmi trebuie Safirul și... pardon, Safirul și Jadu, da. Bă, nu le urc momentan, sau să le urc și pe astea. Dar n-am fasole, bă, n-am fasole. Mai trebuie să fac ceva aici? Nu cred. Hai să ne pregătim de scandal. Opa, că am găsit o prăjitoare. Una bucată de prăjitoare. Să fac și bucla inteligență cu o pereche de cercei. Hai că o fac dacă e. Unde-i micăluțul? Mamă, că am și emoții prima prăjitoare mâncată așa. Ia. 1500. Presupun că normala. 3400. Băgăm și peștii. Așa, te-am băgat, te-am băgat. Alchimia activat, activat. Bă, normal cu 3000 și ceva. Bă, dar dau damage destul de măricel, bă. Ok, având în vedere că avem arma de 50, destul de bine. Bun, hai să punem și coiful cu sânge. Las mânușa. Lăsăm mânușa că avem puterea suficientă. Poate face cumva și o ieșom așa. Sigur am toate prostiile băgate. Mai când dă palpitații, nu cred că o băbă. Mă bată tata meu. Nu-i dau cam criticile cum ar trebui. N-o bat, o ieșuiesc. Aoleu, nu suntem de potență acum. Mai trebuie pe pat. Am dat și eu level 90. Hai că am băgat și puterea aia dacă e. Ar mai trebui o atenție, bă. Ar mai trebui o atenție. Sângele ăsta să termine imediat. Ha! Și acum să încarc. Au! Și mă gândesc rapid. Am ce să mai pun? Nu pot să fac, bă. Dar cred că o să mai încerc una oricum. A rămas și fără tăiș. Îi dau cu puterea și schimb mânușa după. Încercăm la următoarea. Proba 2. Am mai găsit una. Dar nu știu. Să văd că e ceva bobăr aici. Și aoleu. Mânca iar greața. Ia să vedem. Intră așa de dimineață aici să facă nebuneală. Bă, hai să încercăm așa, încercăm să o scădem. Nu știu, să zic că fac un tăiș, din cât o ducem. După care, abia după îi dau o sângere și o travă, dar de ce dau mai puțin acum? M-am tot greșit. Așa. Bă, dacă n-ai critica cum trebuie, mai greu cu făcutul de prăjitoare, dacă știi cum zic. Trebuie să fim un pic atenți. Văd că merge în jos. Teoretic suntem bine. Stai să văd. Aoleu. O vine și o supărare aici. Dar văd că l-am dovedit noi pe el. Dar pe X ăsta știu de undeva, nu știu pe ce server voi mai fi. M-am mai intersectat cu el. Stai că mai vine odată fănuș. Cum era vorba aia, dai în mine, dai în fabrici și uzine. Acum mă încurc un pic fănușul ăsta. Hai, deși tu. Fii pașnic că suntem cu minți. Hai, pune-te. Sărăcio.
Așa. O probat apa, cum se zice, prima dată. O vrut să vadă ce și cum. Ia. Pune mânușa. O travă. Nu știe, mă, că avem roata de alchimie, mă. Deci numai asta. PVP-ul, la început. Ai roata de alchimie? N-ai grață de nimic. Așa. Deci. Opa. E bine. O ajuns ăsta la altul. Bă, drop oricum l-a luat. Cred. Sper. Bă, cred că e în regulă. Am prins una meșoată, a doua o camez la pușcărie, mergem în beta. Mergem în beta, ia să vedem. Măcar ne-o dat aici 5 însângerate, putem intra la următoare și grabă. Aoleu! Aoleu, ne-o dat aici grabă mâncat așa. Țineți-mă. A, văd că și o fatală. Un mob. Treaba e sub control, bă. Și piatra s-o spart. Bă. Bun. Ai un pic, mă. Vedem ce zice beta. Bă, trebuia să scot, bă. Trebuia să scot. Bă, dar vreau să încerc o prăjitoare de aia. Mama ei de treabă, stai așa. Ia să vedem așa. 10 cu foroase de astea verzi. Iar cam trebuie una bucată de amuletă. Powerul ăsta. Și acum dacă ne mai dă câte o prăjitoare, să vedem cum merge. Bă, parcă n-aș da. Nu m-aș duce mai departe. Mantie, aditiv, extindere, inventar, până 480 mai dai. Bun, am o și elixirul ăsta. Licoare, babă, carte de pescuit, ciuciu, o pătrungere, la apărare, site. O da și prăjitoare, o da și amuletă, e treaba sub control, frate. Yeah. Sticlă, ia, aditiv mic, mai dă-i o dată, ia, 5 cufere nimic. Ladă, ciuciu, și, perfect. Hai să mai dăm niște bani. Așa, niște bănuți pe dreapta. Și hai să vedem, ne arată mai bine tura asta sau plecăm, decolăm. Nimic general. Acum și generalul, dar nu, prăjitoare e cea mai bună. A, uite, o dată o prăjitoare, Doamne să fie iubit. Ah, general. Ia acum și generalul ăsta, trage după dreapta. Bă, cam slăbut drop-ul. 10 cutii, o prăjitoare și un Yongan. Ce-a fost interesant. Cred că mai merge 10 la vrăjala, așa. Și... n-ai spațiu. Ne scăpăm de licori. Nimic, inel. Full ladă de depositation. Și un elixir. Se pare că se unesc astea cu B. Da, se unesc. Oh, spirală timp. Poți să zice acest obiect pentru a schimba să zice echipamentul să facă triangă. Era bun dacă mergea la mount, dar așa nu știu ce să zic despre el. Și încă o dată. Ah, mai trebuie cașcaval. Mai ia 10 milioane. General. Nimic. Nimic. Oh, prăjitoare. Hai că avem două prăjitoare deoparte. Mai ceva ca găile dry cooker astea. O contrabreaslă.
Nici acum nu știu ce să face cu nebunia aia. Manualul pietrei, sticluță, un ad. Păi și stiem la 1.000.000, luăm adul. Da, de ce nu? O spirală, un zeu dragon, ciu-ciu-ciu-ciu. Ia asta. Bă, amuleta nu cred că o vedem, sincer. Mă cam resemnez. Ia extinderea să fie. Dar măcar o să mai dea niște prăjitoare, că gen când deschid pe Tiger, dacă nu mă umple de ele, căcălău, tot așa, în continuu mi le dă. Un ad. Acum schimbăm în speranță la mai bine. A treia mână. Ai de capul meu, sper că să vinde mizeria asta. Stai așa să mai dăm câțiva bănuți. Așa. Risipă de bani până acum. Sau nu, mă, că-s două prăjitoare, ar trebui să fie ceva. Dar nu, cred, tare mă, gen, că e o risipă de bani. Parcă văd că nu, asta nu pot bate, dar nu că scot aia de 70. Ferească Dumnezeule. Na, momentul adevărului. Prăjitoare de gheață a fost chemată. Să vedem cine zice. Ia trage asta deoparte. Bă, să luăm armă. Iau arma, bă, că în două săptămâni oricum o să schimb arma. Dă-o în pana mea. Am tras de asta de 50 destul de multicel. Să dăm nebustea să damage-ul. Gen, dădeam 3400, mi se pare că am văzut maxima. Să nu-i dăm o travă de-n prima. Și fără nebunii, îi dăm acum 3700, 4000 chiar. Bă, se duce destul de bine. Ar trebui să cadă. Mai multe sincer, nu știu ce să mai pun pe mine. Cel puțin în momentan. Îl pun și pe ăsta să dea, dar ce naiba să fac? Vreau să văd dacă merge solo. Na bun. Ia când se încarcă asta. Sau nu s-o scad. Dar nu scade prea bine. Sunt ce observ. Gen să cam regenerează înapoi. Trebuie mai multă critică. Și nu prea știu de unde s-o scot. Am înțeles dacă nu eșuiesc pe asta și mă iau la palme singur. Ia. O lasă să regenerează deodată. No, prea greu să face. Prea greu, îmi dă prea multe palpitații. Un să regenerat. Irosește sângele. Punem o travă. Aoleu. Bă, o mărs foarte bine din sânge. Acum să ia și o lași o travă, pică. 100% pică. Da, mă, da și câteva scatoace de alea sănătoase. Bag seama că. Și ia să vedem. Cred că putem pune mănușa. Wow. Am crezut că nu pică. Ne-a luat tot, ne-a luat. Uite aici însângeratele. O mai lăsat mizerile pe jos. E bridge, bă. E bridge. Drop-ul e full. E full. Aoleu! Am pus să dea orul. Să am pe piciorul tău drop-ul, da pe el. Ca să vezi cum e la, și cu prăjitoarea asta. Și cred că o să batem și Yonganul ăsta să fie bătut, nu de alta.
Hai de încoace. Nu de alta, numai să văd dacă se poate bate. Acum e momentul. Ce skill frumos o dat. Hai, stai că dau direct o travă. Hai că nu-i rău. Acum dacă eșuez ăsta, aia e. Facem probă. Dar oricum, Reză și Coif aș putea pune cu diavol. O să avem nevoie și în ăsta și în beta de diavol neapărat. Acum cu restul să vedem cum ne înțelegem. Pune și sângerosul și cred că pică. Ar trebui să pice, da. Ia, hai da, ia sângele acum rapid. A, dar asta merge bine, bă. Caz. Du-te. Și-o căzut ca să vezi. Perfect. Hai să încerc să coifuri de scuturile astea. Stai așa că n-a fost pe ecranul care trebuie. O secundă. N-aș trăca un scut plus 9. Culturul 5-5, astfel păstă 44 de milioane. Nu-i rău deloc. Nu-i rău deloc. Avem scuturile astea, astea sunt plus 6. Astea sunt plus 0, plus 3, ce am mai avut eu până depozit. O să cumpăr upgrade-urile și ne auzăm cu ele, plus 7. Deci doar cu astea am rămas, din câte am avut. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 scuturi plus 7 și 1 plus 8, 1 plecat, 2 plecat, 2 plus 8, aoleu, scutul ăsta vreau plus 9, n-o vrut nici ăsta și cred că nu facem niciunul. Bine că am pierdut aici timp. Și a făcut unul. Io. Ce pierdere de timp. Io. Du-te la. Da. Am făcut combinații. Da. Așa, am cumpărat aici doi oci. Poate. Hai că poate. Să margă graba aia, mama e de treabă că mă terorizează speed-ul ăsta. Fuck, piatra s-a spart. Bă, dar spun noroc total astăzi. Mi-am luat acum pe ceva iteme cu diavol, de asta random. Ca să urează că cel mai bun alegere ar fi să bați boși. Și ăștia cu diavol mi se par ce mai simpli, cred, nu știu. Vedem, rămâne de văzut. Bă, cred că ar trebui să mă și de un titan. Am avea 112. Diavol și-a cam ar trebui să mă eliberez din inventar, să nu fac, că n-am șaman, că o să trebuiască tot să mă car într-o parte în alta. Ia să vedem cum merge boss-ul. Avem aici una bucată de triton. Și avem oare damage în el. Hai că gata, a ajuns la noi. Bă, cu 17.000 ar trebui să meargă destul de bine. Asta nu în el am dat. 10.000 aparent dăm în el. Bă, scade de scăzut. Ar mai trebui ceva? Nu cred. Alchimie avem. E decent. Da, să mai facem rost de niște fasolică. Să echipăm și noi toată roata, dacă știi cum zic. Și aoleu, stai așa că avem tăișul M4. Ai că trebuie să ne apucăm de tăiș. Mă apucă frisoanele când mă gândesc ce scor are. Nu știu, mă uitasem de dimineață, mi se pare că 10-11 milioane, ceva de gen nu a fost. Și un titan ar străca. Mi-a dat aici una bucată de scatolcă, să vedem câte arme și ce arme pică.
Da, bine, putem încerca niște borși mai micuți, dar am mers la Triton, că, na, ăsta ar fi mai ușor de găsit, un greu, un picuț mai greu de bătut. Acum, tura asta ar trebui să plece. Ce m-am făcut de râs aici la oamenii ăștia? Vai, ce rușine! Un hit mai avea și m-a dovedit el mai repede. Așa. Stai să băgăm verde, apă. Și. Dai. Duce. Ai de capul meu, dar trebuie bă și un titan aparent. Că ne cam chinuie un pic talentul. Să vedem, mai e ceva pe jo... Ce? De ce n-ai... Aaa, nu mi-au strâns armele. Hai că la Prada am pus să strângă de la 70 în sus. Da. Stai așa că revenim. Și ia să vedem acum. Ups. Ah. 2, 4... Stai, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Drăguț! Drăguț! Drăguț de tot drop. Mantilinii le adună? Cred că n-au picat. O să mă mai uit eu. Na, și gen, nu adun ghearele și asta de două mâini. 11 arme profitabile. Să zicem pe cașcaval, frățiori. Suntem pe cașcaval. Dar de la blană, nu așa. Bă, și astea fiind spuse, ce să mai bă? Eu vă pup și vă iubesc. Să ne auzim cu bine, băi.